Mai multe familii de ucrainieni sunt așteptate astăzi în satul Speranței după ce 24 de refugiați au fost cazați aici. Proiectul demarat de Antena 3 împreună cu Fundația Mereu Aproape poate oferi găzduire pentru aproximativ 240 de persoane care au fugit din calea războiului. Voluntari din toată țara s-au mobilizat și au oferit o mână de ajutor, la fel cum au făcut mai multe companii, pentru ca oamenii care locuiesc aici să aibă toate condițiile. Mergem și noi în satul Speranței, acolo unde este și Valentina Vasile și vine cu toate informațiile. Valentina. Bun găsit tuturor! În satul Speranței, în acest moment, sunt cazați 24 de refugiați. Vorbim despre 4 bărbați, 8 femei și 12 copii. În acest moment sunt la micul dejun. Refugiații de aici primesc 3 mese pe zi gratuit și au acces gratuit și la internet pentru a ține legătura cu familia și prietenii. O parte dintre ei au de gând să stea aici pe termen lung. Asta pentru că nu au niciun plan. Nu au prieteni, nu au rude la care să meargă și nu au nici resurse financiare. Alții însă și-au făcut planuri și spun că vor să părăsească România în următoarele zile. Ne așteptăm ca numărul refugiaților care vor fi cazați aici să crească. Asta pentru că sunt români care găzduiesc refugiați în acest moment, nu mai au posibilitatea să o facă pe termen lung și deja s-au interesat care sunt condițiile pentru ca aceștia să fie aduși aici.